Loredana a intrat în vizorul Danei Budeanu, care a criticat-o pentru pozele sexy postate în ultima perioadă. Dana Budeanu apreciază că Loredana este un artist de top, care nu are nevoie de astfel de imagini provocatoare pe rețelele de socializare pentru a atrage atenția. Dana Budeanu își asumă chiar că Loredana se va supăra atât de tare din cauza criticilor ei, încât nu-i va mai vorbi de acum încolo. Dana Budeanu a comentat pozele vedetelor plecate în Maldive și Dubai, în această perioadă, dar și decizia unor vedete de a poza provocator, precum Loredana. Designerul i-a transmis Loredanei că ea nu are să iasă în evidență expunându-și anumite părți ale corpului pentru că ea este valoroasă datorită vocii. Așadar, toate vedetele s-au pozat cu bucile. Bucă îndoită, buci de jos în sus, buci pe dreapta, buci modificate cu filtre de corp, toate pozele sunt modificate. În general, pentru publicul larg v-ați arătat bucile. Vreau să știu pentru ce are ea, Loredana, nevoie. Bă, Loredana, tu i-ai văzut vreodată bucile lui Adele? O să zică lumea că te compar cu Adele. Da, te compar. Sunt vedete pe lumea asta care n-au nevoie să ne arate bucile, țâțele, savarinele, mameloanele, care n-au nevoie de filtre de monștri pe față. Există niște vedete. Cum ești și tu? Ce este în neregulă cu tine? Tu ești Loredana, a spus Dana Budeanu. Păi, ce faci tu, ești cam șefă pe aici prin țară. Nu există show ca al tău. După părerea mea, voce. Andra are o voce fantastică, tu ai o voce care se adaptează la multe stiluri, ești showwoman, ai personalitate bună. Nu ai nevoie să arăți bucile, țâțele, dar n-ai voie să îți pozezi părțile intime și să le pui pe Instagram. Tu ai nevoie să nu. Cine îți încurajează această activitate este un puncte-puncte. Dă reset la cont, sunt atâtea care fac asta. Asta vând. Imaginea corpului lor. Bianca asta face, ăsta e jobul ei. Tu n-ai nevoie nici să ai bot, nici țâțele pe afară. Nu vinzi asta. Asta e, poți să nu mai vorbești cu mine acum, a mai spus Dana Budeanu.